noaptea, guvernul Orban a dat o ordonanță de urgență prin care suplimenta bugetele primăriilor PNL din țară cu sume impresionante. Acest fapt a provocat reacții din partea partidului aflat în opoziție, care consideră această măsură ca fiind inadmisibilă. În miez de noapte au făcut în așa fel încât au dat o ordonanță de urgență, adică din nou o asumare că acest guvern până acum, într-o lună jumătate, în două luni de zile de când guvernează, nu a făcut altceva decât să își asume ei pe propria răspundere, de parcă ei ar fi, vezi, Doamne, conducătorii lumii și fac în așa fel încât numai ei reușesc să își asume toate aceste probleme pe care le are țara, fără a lua în considerare Parlamentul și fără a lua în considerare votul omului, practic, din acum trei ani de zile, din 2016. Și vreau să vă spun că în miez de noapte PNL-ul a dat o ordonanță de urgență și a făcut în așa fel încât toate primăriile PNL, și interesant este că numai primăriile PNL, au primit niște sume de bani record de la acest guvern. Ceea ce este anormal și ceea ce nu s-a întâmplat în 30 de ani de zile de când avem această democrație în România. Este un lucru dureros, fiindcă se încearcă, și numai că se încearcă, dar se și reușește, să dezbine această țară. Consider că această febră galbenă își bate joc de români și își bate joc de ceea ce înseamnă viața de zi cu zi a tuturor oamenilor de aici, și nu este corect și nu s-a mai întâmplat niciodată acest lucru, să existe o bătaie de joc la adresa românilor mai mare decât aceasta. În Valea Jiului, doar municipiul Petroșani este condus de un primar al partidului aflat la putere. Suma totală alocată celor 21 de localități din județul Hunedoara este de 18.529.000 de lei. Guvernul PNL s-a instalat de aproximativ două luni, timp în care a luat decizii care au stârnit comentarii din partea opoziției. Una dintre măsurile adoptate, criticate de către senatorul Cristian Resmeriță, este asumarea bugetului de stat în condițiile timpului scurt trecut de la instaurarea la conducere. Eu vă spun ca un om care de 11 ani de zile sunt parlamentar și în ultimii 11 ani de zile a participat la dezbaterea bugetului, că cel puțin din punctul meu de vedere este un lucru greșit. Nu vreau acum, la sfârșit de an și la începutul guvernărilor, deși a trecut deja vreo două luni de zile, le-am dat o perioadă de grație de vreo două luni de zile în care nu am comentat absolut nimic, însă pe acest subiect vreau să vă spun, fără să discut în primă fază cifrele, că este ca și chestiune democratică greșită. Cred că, indiferent ce guvern este, nu știu, că a fost Dăncilă, că a fost Grindeanu, că a fost Boc, mai de mult este domnul Orban în momentul de față, cred că cel mai simplu și cel mai bine era să se vină cu guvernul, cu bugetul în Parlament și acolo să se discute. Dom'le, se depuneau amendamente, treceau, nu treceau, până la urmă eu sunt convins că toate forțele politice doreau ca din acest buget al țării să facă un lucru bun. Decizia asumării bugetului de către guvernul PNL încalcă principiile democrației, care presupun că, indiferent de apartenență, orice om politic își poate exprima opinia. Zilele acestea este forfotă mare, atât în piețe cât și în supermarketuri. Oamenii au început deja să facă pregătirile pentru mesele de sărbători, însă trebuie să știe faptul că dacă își doresc să mai cumpere ceva zilele următoare, piața centrală din municipiul Petroșani va avea un program special. Marție, 24 decembrie 2019, programul va fi între orele 7 și 16. În zile de 25 și 26 de Crăciun ținem închis hala. Din nou, în data de 31 decembrie, programul va fi între orele 7 și 16 și pe 1-2 ianuarie 2020 va fi închis. Pentru ca mesele să fie îmbelșugate acum de sărbători, se recomandă cetățenilor să fie atenți la programul de funcționare a pieței centrale, de unde pot cumpăra de la legume și fructe până la produse de origine animală necesare pregătirii preparatelor tradiționale. Mai este foarte puțin până la sărbătoarea Crăciunului, iar postul se apropie de sfârșit. Credincioșii care au ținut postul trebuie însă să aibă grijă la excesele alimentare în zilele de sărbătoare, pentru a evita pe cât posibil îngrijirile medicale. Ținând cont că suntem după un post prelungit, indicația noastră și recomandările noastre ca medici este ca pacienții și cei care au postit să mănânce cum pătat, mai ales cei care sunt cu patologii cardiace, cu patologii digestive, patologii neurologice. Cei care vin după un post,
prelungit, este bine ca să mănânce cumpătat. De asemenea, trebuie cumpătare inclusiv la băuturile alcoolice și să își ia în primul și în primul rând medicația care este recomandată de către medicii dumnealor curanți. Din fericire, în ultimii ani a scăzut numărul persoanelor care se prezentau la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Municipal Petroșani și care acuzau probleme provocate de excesele alimentare.